Mergem mai departe. Domnul doctor este alături de noi și v-am spus că astăzi vorbim în continuare. Este ultima zi în care vorbim despre vaccin. A fost o săptămână în care, de fapt, au fost cele 4 zile din săptămâna aceasta, pentru că mâine este ziua familiei, după cum v-ați obișnuit. 4 zile în care am vorbit despre vaccin. Am avut specialiștii care ne-au vorbit despre componența vaccinului, despre studiile care s-au făcut pe el. Astăzi vom vorbi efectiv despre elementele, hai să nu le zicem clinice, dar pur medicale ale vaccinului, implicații medicale pe care acest vaccin le are. Avem întrebările pregătite. Domnul doctor este alături de noi. Vorbim cu domnul doctor Răzvan Mihalcea. Bună dimineața, domnule doctor! Bună dimineața și bine v-am găsit! Vă mulțumim că ați acceptat să ne oferiți din timpul dumneavoastră prețios. Este o bucurie și o onoare să vă avem alături, mai ales că avem întrebări grele. Știm că experiența dumneavoastră și studiile pe care le ați citit și le cunoașteți ne pot oferi încredere și ne pot ajuta să înțelegem aceste întrebări. Avem întrebări de la telespectatori, domnule doctor, una dintre ele spune așa: eu abia aștept să pot face vaccinul, dar alăptez. Îmi este teamă să nu-l afecteze pe bebe faptul că eu mă vaccinez. Așadar, acest vaccin are contraindicații pentru mamele care alăptează? Nu, dar este specificat și în prospect. Treburile astea nu sunt o problemă din punctul ăsta de vedere. Înainte de a începe orice răspuns legat de treaba masculinită noastră medicală sau clinică, pot să vă spun că în momentul de față, la datele care există în momentul ăsta, nu există nici o temere, cum să vă spun eu, justificată a populației ca să nu se vaccineze. Fără dar și poate că nu. Toate reținerile sunt bazate pe o înțelegere, aș putea spune eu, mai puțin rațională, diferită, trunchiată, pe o informare incompletă și incorrectă, neselectând sursele în ce privește informația medicală, care duc la treburile astea și care duc la faptul că lumea nu vrea să se vaccineze. O veste pe jumătate bună, pe jumătate rea, e următoarea. Acoperirea vaccinală probabil că va depăși 60-70%, asta e partea bună. Partea proastă este, nu știu dacă vom avea în momentul de față capacitatea de a vaccina persoanele în ritmul în care se face și cu aprovizionarea cu doze cu care se face în momentul de față. Deci trebuie regândită puțin strategia națională de vaccinare pentru a reuși într-un timp cât mai scurt vaccinarea cât mai multe persoane, dacă vrem să avem șansa controlului pandemiei. Alminteri, ne-am mai asemănat pandemia asta cu al doilea război mondial și fiecare ocazie de genul acesta care e neoferită prin vaccinare se aseamănă cu o bătălie decisivă care poate scurta prin câștigarea ei războiul sau, din contră, îl poate prelungi inutil cu costul a sute de vieți omenești, mii, milioane, cine se știe. Uitați-vă ce state unite ale Americii acum. Asta e costul pe care îl plătim cu fiecare zi de întârziere în lipsa controlului pandemiei. Asta am încercat și noi săptămâna aceasta, să răspundem la cât mai multe întrebări ale telespectatorilor ca să ia o decizie în favoarea... Sigur. Să ia o decizie, efectiv. Sigur. Și trebuie încurajat să își adreseze întrebările și treburile acestea. O întrebare adresată arată că există o căutare, o ferment și așa, nu că există o siguranță a unor convingeri, de oricare parte ar fi ele, în ce privește treaba asta. Deci trebuie să-i încurajăm să facă lucrurile acestea și trebuie să înțeleagă că sunt răspunsuri pentru toate întrebările lor. Internetul este un ocean așa de necunoscut, de aceea e mai bine să vină răspunsul din partea dumneavoastră. Mă spunea un alt telespectator, ne-a trimis următoarea întrebare: am auzit că are celule stem acest vaccin și că dacă prin introducerea lui putem căpăta alte probleme genetice. Este o frământare a unui telespectator. Nu. În general, cu privire la... mai puțin la suplimente alimentare care sunt aprobate pe altă cale, în principal de Ministerul Agriculturii, dar și ele au o listă completă a ingredientelor care sunt conținute. În ce privește acest vaccin, prospectul lui, rezumatul caracteristicilor produs, toate astea sunt disponibile, pot fi cercetate de toți. Cu siguranță că la un moment dat a fost, poate producerea lui a venit în contact cu celule stem, din ce știu eu nu prea. Dar asta e altă discuție. Însă el nu poate conține celulele stem. Celulele stem nu se injectează, nu se inoculează în felul acesta. Sunt extrem de sensibile și trebuie o tehnică deosebită pentru manipularea lor.
și nu aveți ce proprietăți, superputeri sau cine știe ce alte organe în plus să vă crească dacă faceți vaccin. Ca un om care, probabil trebuie să încep așa, ca un om care a primit și prima doză și rapelul, vă spun că n-am câștigat nici internet prin 5G, nici viziune 8-12K și nici nu văd o bandă largă, nici nu reușesc să arunc pânză de pe aia și îmi popăresc ca Spider-Man, nu mă cață ca Batman, deci din păcate aici e o mare dezamăgire. Domnule doctor, permiteți-mi să vă întreb, cum ați catalogat eventual, și cred că a existat și o curiozitate personală, cum catalogați felul în care v-ați simțit sau a trecut acest vaccin? El a avut niște reacții mici, a avut niște reacții mari sau n-a avut deloc reacții? Din punctul meu de vedere a fost mult mai ușor de suportat decât vaccinul antigripal pe care îl fac de câteva sezoane încoace. De cel puțin 5 ani un vaccin antigripal regulat în fiecare an și am avut reacții mai serioase la vaccinul antigripal decât am avut la acest vaccin folosit în altă tehnică, tehnica ARN messenger. Eu am fost vaccinat cu serul existent la momentul acesta, așa numit Pfizer-BioNTech, pentru personalul medical, evident. Și vreau să vă spun că, din punctul ăsta de vedere, a fost mult, mult mai ușor. O ușoară durere la locul inoculării serului, în rest absolut nimic. Somnolența, chiar când ele mele o dovedesc că e greu să stabilim proveniența ei. Dacă e din cauza programului meu de viață sau efectiv din cauza vaccinului, dar n-a fost nimic care să mă deranjeze sub nicio formă și v-am spus, comparativ cu vaccinul antigripal, a fost mult mai ușor de suportat. Ne-am putea întreba cu toții și am zis și eu, dacă sunt tânăr, am 20-30 de ani, până la urmă n-am comorbidități și aș putea trece prin boală, nu ar fi mai bine să aștept boala, să fac anticorpii în mod natural și să nu mă mai vaccinez și atunci voi avea anticorpi așa, de la Dumnezeu, cum se zice, deci natural de la corpul meu și voi fi mai puternic? Nu aveți de la Dumnezeu, aveți de la infectarea sau venind în contact cu un anumit agent patogen, fie că e vorba de virus, fie vorba de bacterie de, și așa mai departe. Anticorpii nu ni de Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat un sistem imun care să ne ajute să fac, cu care să putem face față provocărilor din lumea în care trăim noi. O lume în care, dacă îmi permiteți să digresez un pic, să fac o mică digresiune, e total diferită de ceea ce intenționa Dumnezeu pentru noi. De-aia dat niște arme de apărare împotriva acestor provocări și sistemul imun, în momentul în care vine în contact cu astfel de... Da, cred că s-a întrerupt. Nu-l mai auzim pe domnul doctor. Sper să refacem legătura. E interesant să înțelegem sistemul imunitar și cum acționează el ca să înțelegem de ce ne ajută vaccinul. Părea din prima parte a răspunsului da. Că nu e de acord cu ideea de a fi tânăr și nevaccinat. Ia să vedem. Domnule ne doctor, auziți? Mai sunteți... Da, am reușit? Dat. Perfect. Am apelat de ispitat. Treburile stau în felul următor. S-au dovedit pe baza studiilor științifice că în urma bolii putem deprinde, deși nu toți, și accentuez treaba aceasta, anticorpi protectori care țin între 3 și 5 luni, aparent, unii spun că țin chiar și 5 luni, dar există o foarte mare variabilitate individuală, însă există, pe de altă parte, în urma vaccinului, o imunitate care, în mod cert, va duce la apariția unor anticorpi care vor fi mai de durate, unii spun, între 4, 5 și maxim 9 luni. Mult mai clar și așa, și mai de durată și mai eficient din punctul meu de vedere pentru controlul pandemiei. Și în al doilea rând, da, și eu am făcut boala, spre exemplu, în luna octombrie am fost testat pozitiv, dar la 2 luni și ceva am optat pentru vaccinare. Sigur că mai aveam anticorpi, dar asta nu m-a împiedicat să optez, pentru că, din cauza faptului că sunt personal medical, o fac și ca să protejez pe cei cu care vin în contact apropiat din jurul meu. Da, nu o fac doar pentru mine, nu e o chestie care să țină strict de mine, ține foarte mult strict și de ceilalți. Asta trebuie să înțelegem noi, că trăind în societatea asta globală, multilateral dezvoltată, cum și-a spune cineva care recent și-a aniversat ziua, ține foarte mult unii de ceilalți și atunci trebuie să fii foarte atenți la impactul pe care îl avem asupra sănătății celorlalți. Bun, deci dacă mă vaccinez, înțeleg că nu mai transmit virusul, sau cel puțin nu-l mai transmit atât de ușor. Rata de transmitere e mult mai mică în ce privește contagiositatea, persistența anticorpilor e mult mai mare, da? Vine cu totul și cu totul altceva și nu trec prin boală. Adică durerea la locul inoculării și, să zicem, senzația de somnolență 24 de ore sunt infinit mai simple decât ce înseamnă boală. Și eu sunt tânăr, sunt mult mai în formă și așa mai departe și am făcut o formă moderată de COVID. Asta nu are nicio importanță.
Mai este o nelămurire, nu se poate decide un telespectator. Spune așa, înțeleg că există și un vaccin care nu este bazat pe ARN messenger, ci pe virus inactiv, care are mai puține riscuri. Aș prefera să-l fac pe cel clasic și nu mă pot decide. Simplu, i-aș recomanda cel făcut prin tehnica ARN messenger, cel cu virus ziua atenuat, mai ales dacă telespectatorul nostru are și alte boli, unele care știe, unele pe care pot fi, cine știe, cu altă ocazie diagnosticate, în special în spectrul autoimunităților, imunodepresiilor și așa mai departe, sunt mai greu de suportat din punctul ăsta de vedere. De asta, în general, cele cu virus viu atenuat sunt cele din spectrul antigripalelor, nu sunt singura tehnică folosită pentru vaccinurile antigripale. Dar asta e și motivul pentru care, să zicem, o parte din simptome sunt mai pronunțate la vaccinurile antigripale cu virus viu atenuat sau orice alt vaccin care conține virus viu atenuat. Dacă mă întrebați pe mine din punct de vedere al riscurilor și al reacțiilor adverse, e mult mai safe să faci, mai în siguranță să fie administrat un vaccin prin tehnica ARN messenger. Tehnica nu e deloc nouă, doar s-a folosit cu mai mare succes cu ocazia acestei pandemii. Sar direct la o întrebare. Ne întreabă un ascultător, am avut un AVC, mă afectează acest vaccin dacă îl fac? Nu, ba, din contră chiar protejează, pentru că dacă ați avut un AVC și probabil suferință cerebrovasculară extinsă, dacă veți face boala, riscul e mult mai mare să dezvoltați complicații serioase, inclusiv din spectrul celor trombotice, decât dacă faceți vaccin, fără dar și poate că nu. O altă întrebare, domnule doctor. Din cunoștințele pe care le aveți, vaccinul are efect și asupra noii tulpini? O parte din vaccinuri, da. O parte din vaccinuri, da. Pentru că introducând în corp o proteină care e sintetizată împotriva învelișului de suprafață a virusului, chiar dacă o parte din el este modificat pe tulpini mai noi, acest lucru antrenează oarecare imunitate, care face să fie prezent un anume tip de răspuns imun, ce ajută la, respingerea contactării acestei boli sau o formă mult mai ușoară să fie de treaba asta. Deci, din ce știu, Pfizer-ul și cred că AstraZeneca sunt active împotriva noilor mutații. Excelent. Am înțeles. Cu privire la alergii, oamenii sunt destul de speriați dacă suferă de anumite alergii să ia decizia aceasta de a se vaccina. Pot fi considerate un factor de risc în cazul administrării vaccinului împotriva virusului SARS-CoV-2, alergiile? Prea puțin, chiar și reacțiile anafilactice, anafilactoide în momentul ăsta. Sigur, precauție făcută, anunțat medicul, spus treaba asta, unii trebuie poate să primească premedicație, dar spre deosebire de alte substanțe care sunt folosite în mod curent în practica medicală, cum ar fi substanțe de contrast iodate, alte medicamente, știu eu, dau mult mai puține reacții adverse din spectrul reacțiilor alergice aceste vaccinuri decât s-ar fi așteptat. Repet, trebuie cauționat personalul medical, spus că avem un teren alergic și în funcție de ceea ce spune înainte un medic vis-a-vis de asta, dacă trebuie să nu premedicație, să se administreze. Și eu sunt demonstrat alergic la anumite lucruri, n-am luat niciun fel de premedicație vis-a-vis de acest ser și n-am avut nicio reacție alergică. Dar atunci, acolo unde se știe că există cazuri clare, demonstrate, mai ales de reacții anafilactice, trebuie vorbit împreună fie cu medicul de familie, fie cu un medic alergolog sau un medic infecționist și luată premedicație, n-ar trebui să existe niciun fel de probleme din punctul ăsta de vedere. Cât timp după Nu sunt atât de alergene de anafilactice aceste seruri din punctul ăsta de vedere. Cât timp ar trebui să stăm sub observație sau să ne gândim că ar putea apărea o reacție adversă, dacă alergică, dacă ne știm cu probleme? O zi, două, o săptămână, o lună? Nu, primele ore sunt cele mai decisive în ce privește reacțiile alergice. Reacțiile secundare pot apărea și în primele 48-72 de ore. Dar reacțiile alergice apar relativ imediat, nu apar atât de tardiv, o săptămână sau așa. Domnule doctor, permiteți-mi să vă întreb, pentru că foarte multă lume caută ivermectină în farmaciile veterinare, permiteți-mi să vă întreb care este opinia dumneavoastră și care sunt recomandările dumneavoastră în legătură cu acest tratament sau, mă rog, medicament și ce le-ați recomanda oamenilor care se gândesc să-și cumpere, să aibă în casă, în caz de fapt coronavirus, să ia o pastiluță de ivermectină. Să nu ia, scurt. Nu există date medicale care să susțină eficiența tratamentului cu ivermectină acum. Să nu dea buz la farmaciile veterinare, pentru că și-ar putea face, nu că și-ar putea face, în mod sigur își va face mai mult rău decât bine. Dacă nu e dată în doza corectă și administrată așa cum trebuie și sub supraveghere medicală, ivermectina poate să facă mai mult rău decât bine. Sigur că... Veștile din străinătate sunt destul de încurajatoare.
Nu, studiile medicale nu susțin treaba asta. Eu vorbesc de studii, nu de vești, că sunt, că nu știu ce, că nu știu cum. Nu, eu vorbesc de studii clare. Nu susțin sub nicio formă ivermectina și iar această, nu știu cum să o numesc, furie a ivermectinei, cum a fost anul trecut cu hârtie igienică, când se declanșa lockdown-ul în diferite țări, inclusiv la noi, dovedește iraționalitatea omului, nici de cum o bază clinică clară din punctul ăsta de vedere, fără dar și poate că nu. Deci eu nu recomand acum tratament cu ivermectin, nici măcar profilactic sau în cazul infecției și mă cert, nesupravegheat acest tratament vă face mult mai rău decât bine, clar. Nu dați buzna la farmacii veterinari Da, cred că s-a întrerupt din nou, să încercăm. cumpărați cine știe ce. Da, domnul doctor este cu noi în continuare. Domnule doctor, am înțeles cum stăm cu ivermectina, nu dăm buzna pentru că nu există studii medicale, dar ce facem că, ne scrie un ascultător, medicul și alte țări latine spun că ei tratează COVID-ul cu dioxid de clor. Ce părere aveți? Da, Nu știu asta. dacă ați auzit Eu de... bun, că țări latine, dacă se referă la Venezuela, ei au multe idei în cap. Așa a spus și domnul Trump la un moment dat, când era președinte, că e bine să chiar să ne injectăm clorul. Nu orice sfat de genul ăsta trebuie urmat, fără dar și poate. Autoritatea clară dovedită în materie doctorul Fauci, dacă l-au zis vreodată pe doctorul Fauci că recomandă un tratament, atunci să-l urmați. Până atunci nu, din punctul meu de vedere. Dar în ceea ce privește astfel de idei năstrușnice cu clor, dioxid, trioxid, numiți-o cum vreți, eu nu numai că nu recomand, ci cauționez în mod clar telespectatorii să nu urmeze astfel de sfaturi, pentru că sunt iresponsabile din punctul meu de vedere și pot duce la foarte mult rău. Ne îndreptăm către ultimele întrebări. Una sună așa, pacienții cu tratamente oncologice pot sau nu să facă vaccinul acesta? În funcție de stadiul în care sunt cu tratamentul oncologic și de sfatul pe care îl primesc împreună cu medicul care le supravegheze tratamentul, majoritatea pot lua. Și chiar e recomandat să facă, dar depinde foarte mult de ce tip de pacient vorbim, dar aici individualizarea e cheia. Ok. Domnule doctor, sunteți medic de medicină internă și cu siguranță foarte mulți pacienți au trecut prin mâinile dumneavoastră, s-a întors sau ați intrat în contact cu cineva care a avut reacții adverse nefavorabile sau care s-a plâns de diverse probleme în urma vaccinului dintre cei pe care i-ați consultat, pentru că sunt destul de multe persoane care țin cont de câte reacții adverse ați văzut, că se dau și datele Da, astea da, da. statistice. Și, aoleo, atâtea. Mă gândesc că poate ar trebui să știm din experiență și ne-ați putea spune dacă există astfel de persoane și cât de gravă a fost situația lor. Nu, de principiu, nu. Cele mai severe reacții adverse am întâlnit la colegi, în principal, febră fison. Și cam atât, în rest, n-am auzit să aibă altceva. Și asta în primele 24 de ore. Dar readuc în atenția telespectatorilor faptul că aproape orice medicament pe care îl putem achiziționa cu sau fără rețetă are la fel de multe reacții adverse, reacții secundare, da? Nu există virtual nicio moleculă, nici măcar apa de la robinet, care să nu aibă reacții adverse, fără dar și poate că nu, în lumea în care trăim, nu există așa ceva. Asta poate că la punele le-am acceptat, unde ne-am obișnuit, dar asta nu înseamnă că dacă există un compus nou de tip vaccin, el are numai reacții adverse și trebuie să ne oprească de la nevaccina. Majoritatea celor care privesc emisiunea asta, cu siguranță că au prins serii de vaccinare cu niște produse infinit mai neverificate și inoculate populației decât ceea ce avem noi la ora actuală în spectrul vaccinurilor. Dar sub nicio formă nu trebuie să ne sperie treaba care are reacții adverse și acovaminul și alte medicamente. Ibuprofenul, omeprazolul, orice substanță activă, ca o să dau denumiri comune internaționale, orice medicament are reacțiile lui adverse, fără dar și poate și efecte secundare. Nu există așa ceva. Iar mai ales în ce privește serurile și vaccinul, acestea sunt mult mai mici decât în tratamentul de durată, tratamentul cronic. Mai sunt voci care spun, stați să vedem ce se întâmplă peste 5 ani după ce vaccinul acesta și va fi făcut efectul acela care se vede după 5-10 ani. Ce efect să se facă altul Nu decât știu. aș fi bucuros ca peste 5 ani să nu fie pandemie și să nu ne găsim tot în pandemie peste 5 ani. Ar fi bine ca să existe peste 5 ani situația de a face studii post factum și să descoperim cine știe ce alte efecte, neapărat efecte, să spunem, malefice, cine contra efecte benefice vis-a-vis de treaba asta. Da, putem să așteptăm 5 ani, dar ar fi bine să fim liberi de pandemie și ne-ar fi mai ușor tuturor și nouă celor care sunt de partea îngrijirii pacienților și cei care o duc mai greu cu restricțiile care sunt în vigoare acum.
Domnule doctor, în final, dat fiind faptul că foarte mulți dintre telespectatorii acestei emisiuni vă cunosc încă de ani de zile de când colaboram și erați chiar prezent în platoul nostru, faptul că sunteți un medic foarte implicat și foarte documentat, vă rog în finalul acestui interviu să ne dați un sfat, să le dați un sfat tuturor celor care stau în cumpănă dacă să facă sau nu vaccinul și să ne spuneți chiar de ce dumneavoastră, ca medic, aveți încredere în acest vaccin. Simplu, probabil că cea mai mare dovadă de încredere e faptul că eu însă m-am lăsat pe mine vaccinat și am recomandat tuturor celor care puteau fi vaccinați, inclusiv părinții mei care au putut intra în seria de vaccinare a persoanelor peste 65 de ani, să facă treaba asta. M-am vaccinat pentru că, din cauza faptul că este date sigure, în general vaccinurile au oprit pandemii, au oprit epidemii, au stopat foarte multe boli pe care noi, din fericire, nu le mai vedem astăzi și un lucru foarte bun acest lucru. Și pentru că este ocazia noastră ca, prin controlul acestei bătălii, să câștigăm un avantaj foarte mare în pandemie și să scurtăm foarte mult tot ceea ce înseamnă pierderea de vieți omenești, restricția și toate lucrurile acestea. Deci, fără dar și poate, recomand clar vaccinarea tuturor celor care sunt eligibili în această etapă și care pot face treaba asta și sper ca autoritățile să revizuiască strategia națională de vaccinare, așa fel încât să există disponibilitate pentru mult mai multe persoane, ca să scurtăm intervalul în care vaccinăm și practic să stârpim pandemia. Mulțumim foarte mult, foarte important ceea ce ne-a spus. Mulțumim.